Așa cum a fost și cântarea, așa cum este drept, citesc din Psalmul 13, lăudați pe Domnul, rog pe Domnul, lăudați, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Dar eu zic, nu numai de la răsărit până la apus, și de la apus până la răsărit. Nu știu care minune e mai mare. Dimineața când răsare soarele sau seara când se arată luna și stelele numărate. De aceea numele Domnului merită să fie lăudat întotdeauna. Amin. Dragii mei, mă întorc la versetul citit. Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul? Și am văzut când va veni și cu ce scop vine. Duhul adevărului are să. Și vreau să vă arăt câteva lucruri care are să le fac. În primul rând, versetul 26 din Ioan 14. Dar Mântuitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, are să vă învețe toate lucrurile. Dragii mei, haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne învețe. Are rolul acesta binecuvântat, despre care vă citesc în 1 Corinteni, capitolul 2, mai multe versete, și chiar dacă e târziu, cred că dumneavoastră încă aveți capacitatea să asimilați. Amin, amin. Și să ne reamintim lucrurile care le știm. Scrie aici, de la versetul 7, noi, vorbea apostolul despre predicatori, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu. Cea tainică, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Versetul 10. Hai și nouă să înțelegem mai bine. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Adică nici urechea nu le-a auzit, nu au povestit nimeni. La inima nu s-au suit niciun filozof, niciun gânditor n-a putut să-și imagineze asta. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și acum ascultați cu atenție. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. În seifurile lui Dumnezeu, în secretele Lui, n-au acces nici îngerii. Au spus Domnul despre un nume eveniment, nu știe nici îngerii și sunt taine. Singurul care poate să ne aducă informații reale, ascunse, de adevărata înțelepciune, este Duhul Sfânt. Scrie aici, versetul 11, nimeni nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște, cum spunea Domnul și prin fratele. Lucrul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin Harul Său, și ascultați versetul 13, și tare ne-am dorit, așa să ne zice Domnul predicator, și vorbim despre ele, nu cum vorbim învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Adică, orice om cât ar fi de inteligent, să ne gândim la vechii greci, Platon, Aristotel și toată pleiada de filozofi. Toți profesori n-ar fi fost în stare să-și imagineze cum vrea Dumnezeu să mântuiască lumea, de exemplu. Niciunii n-au ajuns să priceapă cum a creat Dumnezeu văzutele și nevăzutele. Unii zic că s-au creat singuri. Grecii, mitologia lor spuneau că așa, fel și fel de ipoteze, una mai năstrușnică decât alta, că-ți vine să zâmbești. Și ce simplu le avem noi în Scriptură, când zice la început Biblia, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Amin. Și oamenii zic, măi, poate fi așa, dar ar fi trebuit mii și mii de ani și milioane. Nu, Dumnezeu, cât într-o zi și încă până seara, de fiecare dată și-a terminat treaba. Și le-a făcut pe toate. Este un verset tare frumos în cartea profetului Isaia, îmi place referitor la ceruri, capitolul 41, versetul 13. Mâna mea a întemeiat pământul, dreapta mea a întins cerurile și acum frumusețea. Cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată. Adică nu că le-au pus și apoi trebuie să mai regleze unghiul și să dea pe una mai încolo și pe altă să o tragă mai încoace.
Dumnezeu așa le-a suflat pe orbită, pe toate. Și cum zice tot Isaia 40, merg în șir în oștirea lor și una îmi lipsește, că mare este puterea Lui. Amin. Zicea un om de la noi din comună, s-a pocăit, n-a fost neam de neamul nimeni pocăiți. Și ne întâlnește într-o zi un om și spune, băi, ce cu tine te-ai pocăit? Mi-a plăcut mult răspunsul lui, zicea, dacă nu mă pocăiam prost, muream. Și ce vrei să spun? Eu abia acum am învățat care e adevărul, unde e un capăt, unde e celălalt capăt, ce-i cu lumea asta, Dumnezeu, despre Domnul Iisus, planurile sale, da. Și astea numai dacă ne descopere Duhul Sfânt. Că altfel, zice în Isaia 29, că îi dai la unul cartea și zice, nu știu citi. Eu dai la altul, știe citi. Și zice, e așa e delegată de nu pot desface. E pecetruită. Da, trebuie să recunoaștem că numai Duhul Sfânt ne luminează mintea și ne face să putem crede și să pricepem lucrările lui Dumnezeu. Care filozofii și alți oameni deștepți, am spune lumea asta, pentru lucrurile de aici. Dar, cum zice în Psalmul 49, ei nu pot să se răscumpere unul pe altul. Și înțeleptul și nebunul toți mor când ne vine vremea. Dar pe noi Dumnezeu a decis să ne informeze că are un plan mai măreț să ne mântuiască. Și asta vine prin Duhul Sfânt. Se predică. Dacă predicatul este călăuzit, Domnul cercetează pe cei ce aud și atunci e ca și cum ne-am înțelege în aceeași limbă. Eu spun și altul pricepe. Dar dacă nu-i de la Duhul Sfânt, nu-i să spună ceea ce trebuie, atunci e ca și cum unul ar vorbi într-o limbă pe care ceilalți nu o cunosc. Și dacă eu acum v-aș vorbi într-o limbă asiatică, să zic așa, și v-aș zice dumneavoastră, scrieți după mine. A spus, scrie în chineză. Că nu rămâne în mintea unui om decât ceea ce înțelege. Și operația asta nu poate face numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă citesc 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3, unde Apostolul spunea, voi sunteți arătați ca fiind de epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitorii lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Adică Domnul te face să înțelegi, să pricepi rostul lucrurilor, să cunoști, mărit să fie Domnul. Dragii mei, de aceea când predicăm, nu ne bizuim pe priceperea noastră, că dacă nu vine Dumnezeu să lumineze inima, nu se întâmplă mare lucru. Dacă Dumnezeu ne face să pricepem, totul devine clar, lămurit, slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să recunoaștem cum eram îndemnați în Proverbe 3 pe Dumnezeu în toate căile noastre. Și să știm, îmi povestea un frate din zona dumneavoastră, din Pitești. Zice, știi cum m-am pocăit? Soția mea era pocăită cu câțiva ani în urmă. El lucra ceva inspector la asigurări. Și mi-am bătut joc de ea. Măi, cum poți tu să crezi lucrurile acelea? Și într-o zi din joi zice către ea, azi vin și eu la adunare. Ea pe de o parte s-a bucurat, pe de altă parte aș fi vrut să vină, când avem ceva predicator mai deosebit și să-i vorbească Domnul, dar acum cum să-i spună să vină, că de-a dat l-a rugat să vină și n-a vrut să vină. A așteptat cu emoție, s-a consumat slujba și spre casă zice, auzi dragă, eu m-am lămurit în seara asta și mă pocăiesc. Mai curioasă ce și cum. Și am avut 3 întrebări în mintea mea și n-am putut să le dau de capăt. Ceva era nonsens. Zice, bătrânul ăla care l-a spus voi, să dea îndemnuri, a zis el, a fost foarte atent. Ăla mi-a răspuns la întrebări în ordinea care le aveam în minte. Și bătrânul nici nu știa cum îi răspunde. Dar știa Dumnezeu. Aleluia. Da, așa sunt lucrările Duhului Sfânt. Altfel e ca și cum v-aș da jumătate de farmacie, dar niciun leac nu se potrivește. Dar când vorbește Duhul Sfânt, s-o scris rețeta și le-ai și înghițit. Amin. Amin. Da.
mărit să fie Domnul. De aceea să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Pavel zice aici în 1 Corinteni, capitolul 2, eu când am venit la voi, zice, am fost slab și fricos și învățător și probabilirea mea, versetul 4, nu stăteau vorbirile duplecătoare la înțelepciune, adică într-o știință oratorică și într-o dezbatere foarte logică. Zice, nu. Ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Adică vorbea sub inspirația lui Dumnezeu, dacă vrea Domnul să facă și vreo minune să se asocieze cu propovăduirea, atunci efectul era și mai puternic. Slăvit să fie Domnul. Așadar, când se ridică cineva să predică, susțineți-l în rugăciune, ca Domnul să dea har lui și celor ce aud și să vorbească așa cum v-am citit aici, repet și încheie ideea, versetul 13, vorbim nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt și prin asta înțeleg în primul rând să fie transmis cuvântul cât mai curat și să fie o călăuzire în subiectul și chiar în cuvintele care sunt folosite. Domnul să dea har și binecuvântare. Asta Domnul poate să o facă prin învățătură, poate să ne vorbească și să ne atingă inimile prin Duhul Sfânt, printr-un mesaj profetic. Îmi povesteau frații despre ceva s-a petrecut într-o locatare în județul Sălaj, asta a trecut sau acum 2-3 ani, oricum foarte recent. Domnul a vorbit unui frate care este proroc să meargă la un om din localitate și să-i spună că Domnul cheamă la mântuire și să-i vestească Evanghelia. Dar știau că respectivul om e foarte recalcitrant. Stai, te respinge, te duci la el. Au pregătit cu rugăciune în momentul acela, s-a dus și i-a spus, auzi, Dumnezeu nu te mai așteaptă mult, trebuie să te întorci la el. Și ăsta, cum era stilul lui, ce? Aveți voi cu mine și a început să vorbească urât. Și fratele ăsta, ce Doamne, m-am băgat aici, Tu m-ai trimis, ce fac? Ăsta, ies după mine pe stradă, strigă după mine. Și Duhul Sfânt numai atât a zis, întreabă-l, și-o făcut când era sub pod și i-a spus localitatea și țara unde a fost. Știți ce s-a întâmplat? Omul s-a așezat așa ca și cum i s-a tăiat genunchii, s-a așezat și a spus, omule, de unde știi? Nu știe nimeni, nici nevasta. Dar nici prorocul nu știa ce-a făcut ăla sub pod. Nu te-a spus. Dumnezeu care te-a chemat. Spus că știe ce ai zis când era acolo sub pod. Și am întrebat ce s-a ales. Omul ăla s-a întors la Domnul. Și-a dat seama care de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște. Dar asta numai Duhul Sfânt poate să te învețe ce să spui. Mărit să fie Domnul. Revin la versetul din această seară. 16:13. Când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevăr. Despre călăuzire, vreau să vă spun ceva din Romani, capitolul 7 și 8. Dacă o să fiți atenți, nu-i greu. Și cum spuneam, dacă Duhul Sfânt ne dă lumină, începem. Că, dragii mei, ce spun, nu m-am născut cu ele, Domnul ni le dă. Sunt din Scripturi, sunt ale Lui. Scrie aici, în capitolul 7, de la versetul 14, constată omului Dumnezeu, că are ideea, știe ce ar trebui să facă. Dar zice el în versetul 19, binele care vreau să-l fac, nu-l fac. Cum adică știi să faci bine și nu faci bine? Nu vrei? Nu, nu, nu. Zice, rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, versetul 21, găsesc în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul îi lipit din mine. Și zice în versetul 24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Adică am fost învățat ce să fac, știu, dar nu sunt în stare. E bine să ne aducă Dumnezeu în starea asta, ca să știm că dacă vom face, nu-i de la noi citire și putere, tot de la Duhul lui Dumnezeu. Că a spus Domnul Iisus Ioan 6:63, în om nimic nu folosește carnea,
Duhul e acela care dă viață. Carnea nu folosește, scrie acolo textul, la nimic. Carnea, adică mintea, nu te ajută nici să pricepi și întreg trupul, carnea, nu te ajută nici să faci. Și durerea mai mare, că știi, e ca și cum avea un computer, dar elementele industriale nu dau comenzi bune. Tu dai comandă bună și mâinile merg în cea parte. Trecem în capitolul 8. Așadar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, cum a spus, că de la El pleacă izvorul izbăvirii, care trăiesc nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr. Și acum, vă rog, observați aici 8:2. Scrie despre două legi. Prima, în ordine cronologică. Legea păcatului și a morții. Țineți minte, legea păcatului și a morții. De ce îi zice așa? Îi zice legea păcatului, conform celor scrise în capitolul anterior 7, pentru că legea a spus ce e păcat, să furi, să minți, așa mai departe. Dar de ce zice și a morții? Pentru că zice în capitolul 7 că legea enunța păcatul, numai eu n-aveam putere să nu-l fac și atunci pentru mine era nu doar legea păcatului, era și a morții, că păcatul odată enunțat ce e păcat, eu îl comiteam că n-aveam putere să mă potrivesc și pentru mine mi-a dus moartea. Era ceva de genul cum s-a întâmplat, știți că în religia catolică există un fel de confirmare pe la 12-14 ani și un preot a confesat pe un adolescent din ăsta și spune dacă ai ceva de spovedit, de mărturisit. Și copilul era așa, mai cu minte sau nu vreau să spun, zice, dar ce? Dați-mi un exemplu. Și preotul îi zice, uite, când este tatăl tău plecat de acasă, să-i bani. Știți ce a zis bietul copil? Sincer, așa ca un copil. Zice, n-am făcut, dar ideea e bună. Vezi, ăsta e omul. De-aia legea păcatului și a morții. Spui ce să nu facă și aia e bine să facă. Și câtă vreme suntem sub legea asta, nu scapă unul. E vreunul aici care n-a păcătuit. Iar dacă e vreunul care crede că n-a păcătuit, știți care ar fi dovada că n-a păcătuit? Că nu bătrânește și nu moare. Dar dacă bătrânești și mori, înseamnă că e sub legea păcatului și a morții. Da. Plata păcatului este moartea, ce scrie în stânga 6:23. Astea suntem noi oamenii incapabili face binele să ne salvăm. Câte vreme funcționăm sub legea asta, e ca o fel de legea gravitației. Toți suntem în cădere liberă. Dar zice versetul 2, și aici vorbim de Duhul Sfânt, are să vă călăuzească, ascultați. Legea Duhului de viață în Iisus. De ce zice legea Duhului? Pentru că Duhul Sfânt aduce legea asta. Legea înseamnă ceva un caracter general. De ce zice de viață? Pentru că nu-i mai vorba de moarte, ne scapă. De ce zice Hristos? Pentru că în urma ceea ce a făcut El, a venit Duhul Sfânt. Legea Duhului de viață Hristos și întrebarea mea, poate fundamentală pentru dumneavoastră în această seară. Legea Duhului de viață Hristos operează în viața dumneavoastră? Că dacă nu-i legea asta, e altă cu păcatul și moarte. Și mai mare. Dar țineți minte, legea asta a Duhului de viață în Hristos nu face din noi roboți. Spunea cineva, dar am fost botezat cu Duhul Sfânt și iar am păcătuit. De ce? Zic, dar ce ai fi vrut să-ți facă Duhul Sfânt? Să te ia de urechi? Să te lege de mâini? Îmi povestea un frate slujitor și am avut o invitație să mă mut definitiv în America. Și m-am dus să întreb pe Domnul. Și se sunt scripturi de atâtea ori. Și a fost arătat o vedere interesantă. Era în fața unei clădiri cu uși, cu perete de sticlă și dinăuntru îi făceau semn niște persoane, vină aici, ușa îi descuiată, apeși pe mâneri și intri. Și el s-a uitat așa spre Domnul, că de-aia s-a dus să-l întrebe. Și a venit un somn la Domnului și a legat mâinile. Nu pot să deschid mâneri, mi se mai legat. Și dinăuntru cineva a deschis ușa, a lăsat-o așa deschis, pășește că poți să tragi cu mâinile legate. Și solul Domnului a întrebat,
să-i leg și picioarele. Și Domnul a zis, nu, dacă nu a priceput cu atâta, las-o să meargă. Îți prins ideea? Adică Dumnezeu vrea să ne călăuzească, dar nu face din noi roboți. Legea asta a Duhului de viață nu te obligă că vrei să strigi, într-o dată nu mai ai voce. Nu. No. Poți să strigi să vorbești ca știi. Dar cum operează legea asta? Cum ne călăuzește? Nu te scutură, nu te du, nu te lăsa. Nu stă peste picioare. Dacă vreau să-ți alegi repede la rău, dacă vrei să te duci la sfatul celor răi. Ascultați versetul recitesc. Scrie aici de îndemnurile firii și de îndemnurile Duhului. Da. Adică firea e la fel, noi suntem carne și oasă. S-a întâmplat undeva la Timișoara, un frate s-a pocăit, un om. Și a postit două săptămâni neîntrerupt, aproape se deshidratase. Și s-a dus la un frate și a zis, acum o să fiu pocăit, mi-a murit firea pământească. Fratele a întrebat, cum? O să fiu cum a murit firea pământească? Zice, nu m-am niciun gând să facă lucrurile. Bietul de el trebuia să mă ținea pe picioare. Și fratele spune, postul și are vremea lui, trebuie să mănânci și știu, trebuie să te întreții, totul nostru templu Duhului Sfânt. Și când și-a revenit, iar poftele acționau, vechile stări, vine la fratele și spune, aproape plângând, n-am murit firea pământească. Da, în noi toți, firea pământească e funcțională 100%. Dar acolo sunt să-și facă de cap. Dar har Domnului, că a venit Duhul Sfânt. Și de acum Duhul Sfânt îți spune ce să faci, dar și firea decolea foarte de aproape, zice, nu așa, fă altfel. Și vă citesc Galateni, capitolul 5, versetul 16. Zic dar, și vă spun în seara asta, umblați cărmuiți de Duhul, funcționați sub legea Duhului de viață în Hristos și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Și Duhul împotriva firii. Și este versetul următor interesant. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Vedeți să nu vă prindeți cumva cum răspund greșit. E careva de aici sub lege? Nu vă grăbiți să răspundeți. Mă, așa ca pentru dumneavoastră, vedeți dacă ați răspuns bine. Te puneți seama? Noi nu suntem sub lege. Dacă faceți faptele firii pământești, tot sunteți sub lege. Îi scoți de sub lege, adică de sub o sândă, numai ceea ce trăiește prin Duh. Ceilalți sunt sub incidența legii și plata păcatului este moarte. Te îndeamnă Domnul, așa șoptește finuț. Dar și se îndeamnă. De exemplu, apare așa un scandal, așa, o ispită, nu? Nevasta, bărbatul, vecina, colegul și firea așa, zi înapoi, tu ai dreptate. Și Domnul șoptește, da, randă și stă putere când te rugă răbdare roata Duhului Sfânt. Lasă, înfrânează-te, ispită, uite-te aici, nu vrei să vezi. Noi în biserică a cercetat Domnul pe o tânără de 14 ani. Părinții, firește, sus acasă, ia seara un film și zice mama, hai repede că e o scenă frumoasă. Nu vin. A crezut că are lecții de învățat. Hai că numai repede. Nu vin. Păi cum adică nu vin? Nu mai place, nu mai vreau. Ne bucurăm când tineri într-o lume stricată au prins șoapta Duhului Sfânt în demnul binecuvântat și nu-s mai robi firii pământești. Îmi spunea un tată, zice, eu mai mă uit la filme, la televizor, și într-o zi au venit fetele mele de la adunare și au zis către mine, ce băi, mi-e fă rușine, tate, ce găsești plăcut aici? Bă, ce m-au mustrat ele. Da. Dacă ți-a plăcut înainte sportul, dacă ai fost microbist, diavolul va face ca să afli când sunt partide mai importante, nu? Îți va crea și ocazii unde să mergi să vizionezi un meci.
femeile, poate cu un film sau un povest sau cum e acum, cu toate găinările astea pe Facebook. Lucruri rosnice, nu de oameni serioși. Fiecare ce și-o dat cu părerea. Și Domnul te îndeamnă să nu participi. Te învață ce e bine, ce e frumos, ce e sfânt, ce e nobil. Cum scrie Filipeni 4:8, o de a-mi pune filtrul ăsta, tu cu sfântelare la îndemnuri. Tot ce e adevărat. Tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Adică Duhul Sfânt te îndeamnă și dacă tu accepti, îi dă suflu în tine. Și tu ai putere să trăiești frumos ca în timpul zilei, ca noaptea, înainte. Doamne ajută-ne! Învățați-vă să faceți deosebire mintea dumneavoastră. De aceea eu vă îndemn pe oameni, nu tot timpul și în mașină și pe acasă meargă muzica într-o oră. Cântarea așa de vremea ei, ca să vă fie mintea liberă, să puteți deosebi șoapta Duhului Sfânt, tine, dragi, ascultați-mă, de șoaptele celelalte. Nu se poate, zice în 1 Ioan 2:27, ungerea asta vă va învăța toate lucrurile. Îți va șopti să nu te duci, să taci, cum spuneam, îți va spune ce să zici, cum să te aperi de o anumită ispită. În același timp, vei simți în mintea ta și șoapta cealaltă. Nu ce David în Psalmul 39, cât a stat cel rău înaintea mea, am stat mut. Diavolul îți va da și el cuvinte, te va inspira, să rostezi repede, să te duci, să vezi, te va înșela cu curiozități. Să găsim și să ne obișnuim cu aceste două surse, să citim apoi mai departe. E punctul următor, e mai important, zic eu. Scrie aici în versetul 3, că-și lucru cu neputință legii, doar că îmi spune cineva, n-am putere dacă l-a venit Domnul Dumnezeu. Dar dacă vine, în urmă ceea ce am fost curățiți, restul 4, pentru ca porunca legii, adică cerințele lui Dumnezeu, vorbesc la modul general, să fie împlinite în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și acum atenție. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, ca lumea, umblă după lucrurile firii pământești. Deci îndemnurile, e clar, o șoaptă că ne vine în minte, poate un cuvânt spus prin cineva, poate un vis de Domnul, cum zice psalmistul, până și noaptea îmi dă îndemnul inimă. Dar acum întrebarea pentru dumneavoastră, lăsați puțin pe așa, că poate nu totuși cu Biblia deschisă, deși mie mi-ar place, nu ăla acolo, mi-ar place să aibă fiecare Biblie. Că acolo îți arată un verset, în Biblie vezi două pagini de versete, odată. Care sunt lucrurile în firii pământești și care sunt lucrurile Duhului? Hai, dați-mi niște exemple. Părerea mea, că aici gafăm sau aici o luăm pentru mulțumim. Care sunt lucrurile firii pământești? Activități lumești, povești, sport, fel și fel de atracții culturale, pasiune numai după cele pământești, materiale. Sunt lucrurile firii pământești. Mai lucrurile trec cu toată cu trebuințarea lor. Care sunt lucrurile Duhului? Deci, au fost în seara asta o adunare. Când citim în Biblie, când vorbim lucrării lui Dumnezeu, când cântăm, când ne rugăm. Asta este Duhul, nu? Dumneavoastră, ce fel de activități aveți în cursul zilei? Aici se manifestă o ciudățenie. Noi vrem să ne călăuzească Duhul, dar umblând în lucrurile firii pământești. Timp ce stai pe un stadion sau în fața unui televizor și vizualizezi un meci, să nu spui că o să șoptească Domnul ce să face. Că ții mintea acolo, dragii mei. Prietenia cu lumea, vrăjmășie cu Dumnezeu și spune în Iacob 4 că Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Să vă dau un exemplu, simplu. Ce ar zice dumneavoastră ca femei dacă bărbatul ar veni acasă? Ce zic că ar câștiga 2000 de euro. Și v-ar spune, auzi, puțini care câștigă 1000, 500, eu câștig 2000. Dar numai 1500 îți aduc ție, că 500, hai să zic mai puțin, 1950 îți dau ție. Dar în fiecare lună, 50 de euro am eu o veche colegă care o am la suflet și mă duc, servesc o cafea cu ea, servim masa la restaurant. O dată pe lună, ce te deranjează? 50 de euro, că ți-aduc 1950 și alții n-aduc nicio 500. Vă place? În asemenea soțul.
A spune, mai degrabă vreau 500, dar să știu că sunt cu mine, nu că mai una pe lângă mine. Dar Dumnezeu acceptă, Duhul lui acceptă, ca noi, spune, Doamne, noi suntem ai Tăi, noi toată veșnicia o vrem cu Tine, dar ne plac și distracțiile care până un altă diavol are aici. Eu vă îndemn să practicați toate acele lucruri care sunt mai puteți practica și în Rai. Cine crede că în Rai se mai joacă fotbal, să joacă și aici. Punct. Care credeți că la Dumnezeu nu se joacă fotbal, terminați cu prostiile astea. Că astea sunt lucrurile firii pământești și nu-i fi tu călăuzit pe teren, să nu-mi spui. Păi nu că, frate, că e pentru mișcare. Muncește dacă vrei mișcare, muncește pe bani, mișcare pe bani, nu? Sport de performanță, vise. No. Închinare la idol. Nu te poate călăuzi Dumnezeu într-un mediu murdar. Nu-i destul că participăm la activitățile din lumea asta, că suntem la școală, că suntem la serviciu. Și extra celor obligatorii. Tot cu lucrurile firii pământești. Te va cuceri înapoi firea pământească. Da. Îmi povestea un tânăr din America. De ce munceam într-o iarnă? Era frig pe șantier. Și o șoaptă în mintea mea, auzi, ia un pahar de vin să vezi ce te încălzești. De ce poți munce? Am un pahar. Eu adus în minte versete să nu te înveți. Diavolul vine în înger de la mine. A doua zi pe șantier, tot frig, nu? De nou șoaptă. Ia un pahar. Știi și ieri te-ai reținut la un pahar? Și muncești. Asta a fost joi, vine, sâmbătă, merge într-o familie de credincioși să pună faianță în baie. Fratele de acolo, gazda, nu proroc, nu predicator, se uită la el, nume seriaș. Ce mai vede în mine, minte o poveste care o știu de la tata. Un boier avea o sugă, copil harnic, o duna niște bănuși într-o zi, spune la boier, vreau să-mi cumpăr o bucată de pământ. Bine, băiete, mai adună bani, încă o bucată. Mai adună bani, vreau să-mi fac o căsuță. De acum o să mut acolo, muncea la boier, ca și m-ar fi angajat. Într-o zi spune, auzi, am o situație, vreau să mă însor. Foarte bine, băi. Vine cineva într-o zi, spune, băi, am văzut pe de acum mai și-o cumpărat cai, o făcut și în gospodărie. Băi, ce mă bucur din copilul ăsta. Și vine cineva într-o zi și spune, ce am văzut pe fosta sa slugă? Băi, el e un vrednic, o zice român. Zice, era cu cai, era la teren. Zice, nu mă, era la crâșmă. Zice, boiarul, mă, asta era eu. Și când au ajuns fratele cu povestea aici, îl strigă nevastă, hai dragă să mă ajungi ceva! Și rămâne tânărul nostru cu misteria în mână, mă, ce l-a apucat pe ăsta să-mi spună povestea asta, că e rău la crâșmă? Băi, Dumnezeu mi-a vorbit referitor la părerele mele. Și am zis, de acum, dacă îngheți, altul nu mai pun în gură. Vedeți cum lucrează Duhul Sfânt. Dar vom ține noi cont? Sau ne vom juca de-a lumea? Spune 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Frați și surori, așa câștigă diavolul teren. A venit Duhul Sfânt, vrea să ne călăuzească și noi ne încurcăm cu lucrurile lumii, cu diferite activități păcătoase. Dragii mei, adunați-vă ca în această seară, adunați-vă la casele dumneavoastră, când găsiți ocazii. Viața așa, așa e scurtă, nu-i timp de lucruri lumești, nu-i satisfacție de ele. Povestea un frate, a venit o mătușă de-a lui din județul Neamț, ei robeau un banat. Și zice, mă, dar voi n-aveți televizor? Zice, voi ce face seara? Și fratele zice, apoi de seară mătușă îi vedea ce-o. Și s-au adunat 15 copii avea familia asta. Vă dați seama, orchestră întreagă. Instrumentele au început să cânte. Și mătușa începe să plângă, cerceta Domnul. Și au zis, dar voi mai fain ca la televizor. Da. Ce-i frumos la un meci? Că se bucură unul, se răgăzește celălalt. Ce-i plăcut la un film? Că totul e poveste. Ce-i plăcut la poveștile din lumea asta?
La taifas, la șezeturile astea, că sunt online sau sunt alea clasice. Ce interesant! Plăcere de o clipă a păcatului. Dumnezeu are plăceri frumoase. Să ai familie, să ai prieteni, să stai frumos la masă, să te bucuri împreună. Deci, țineți minte, îndemnurile Duhului, dar și lucrurile Duhului. Că numai îndemnuri fără lucrurile Duhului nu merge. Nu merge îndemnurile Duhului și cu lucrurile firii pământești. Nu se poate. Dumnezeu să vă călăuzească. Amin. Și să vă lăsați călăuziți. Amin. Că nu vă leagă și de picioare, numai de mâini nu poți descoperi de aceea. Dacă nu vrei, că lasă-ți deci, în drumul tău, dar îți va părea rău. Doamne, ai milă. Amin. Amin. Trec mai departe. Un al treilea lucru care îl face Duhul Sfânt Ioan 16 și pornesc din nou de aici. Când va veni Mângâietorul, are să vă descopere lucrurile viitoare. Îmi pare rău de cei care spun că nu-i mai nevoie de Duhul Sfânt, că s-a terminat de scris Biblia. Dar Duhul Sfânt nu a fost numai pentru a scrie Biblia. Poate nu se pune Biblia. Scrie în Ioan, în fapte, capitolul 11, versetul 28, unul din ei, un prolog numit Agabus, s-a sculat, s-a vestit prin Duhul lucrurile viitoare. Imediate sau din perspectiva apocaliptică. Și alea au fost descoperite tot prin Duhul. Că va fi o foamete mare în toată lumea. Ce are vestirea unei foamete cu canonul Bibliei? Spuneți-vă, rog, care... Spuneți că nu-i mai nevoie de Duhul Sfânt, că s-a încheiat de scris Biblia. Dar ce are Biblia cu foamete? Deci tot timpul e nevoie să ne descopere Duhul Sfânt lucruri care vin. Scrie Pavel în fapte 20. Ascultați cum Duhul Sfânt descoperă. Versetul 23. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate și în cetate că mă așteaptă lacul și necază. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt și ne științează. Scrie în Biblie când vine foamete. Scrie când a fost. Scrie că vor mai veni, dar când? Asta numai vreo descoperire profetică poate. Mulțumim Domnului care ne vorbește. Amin. Și ne descopere lucrurile viitoare. Planurile Domnului și zice Pavel că nu suntem în necunoștință de planurile diavolului, că Domnul le descoperă și pe astea. Un frate din anul trecut, anul ăsta, la Domnul frate din Ciudei, din Ucraina, regiunea Neacernăuți, îi plăcea să meargă pe la frați, la prima mână, să audă lucrările lui Dumnezeu. Mi-a zis, frate, am numărat odată 80 de lucrări supranaturale care le-a făcut Domnul. Și printre altele mi-a povestit că acolo la ei venise un securist, asta prin anii 50-60, cu o motocicletă, și avea, printre altele, misiunea să-i urmărească pe frații unde se adună la rugăciune. Și era odată în sat acolo, la cârciumă, și zicea, eu îi prind pe bocăiți, noaptea după ei îi găsesc, îi termin. Și acolo era o beată femeie care se lăsase de pocăință, lucra crâșmăriți acolo. Știți ce i-a spus la securist? Tovarășul, pe ăștia nu-i găsești că ăștia au pe Duhul Sfânt. La ce ești? Fie lămuri. O zis, fratele, era la rugăciune și ieșa descoperire. Vrăjmașul pe urmele voastre, slujirea se încheie aici. O zis, o singură dată la o prorocie am zăbovit și era pe doi să-i ajungă printr-o grădină. 15 ani ne-au căutat și niciodată nu au putut să ne găsească. Lucrările Duhului Sfânt pentru viitor. Astea numai Domnul le știe. La noi este păstor principal, fratele Eugen Micurescu. Era proaspăt căsătorit cu sora Zenuța și la rugăciune la Timișoara. Și pe fratele Todoraș de la Izvin îi zice, măi, Eugen, mi-a arătat Domnul câți copii o să ai. Dar zice, interesant, am avut un spic cu 5 boabe. Când am numărat, încă o dată au fost 6. Dar ce nu știu număra până atâta. Ce număr din nou, numai 5. Zice, asta nu pricep. De ce? 5, 6, 5. Dar știi ce mi s-a spus? Toate au fost la fel. Ori o să ai ori numai băieți, ori numai fete. Toate au fost fete. Știți ce o semna 5, 6, 5? Una a murit la naștere, 5 ori a rămas în viață. Duhul Sfânt descoperă lucrurile viitoare. Viitoare peste un an, viitoare peste 10, viitoare peste 100. E bine că se ocupă și cu asta. Da, când ne
ajutor, ne întărește. Și mai dau un alt caz legat de copii, că unii nu cred. Poate. Povestea un pastor din zona Făget. Și de vreau îi dau numele și telefonul să-l sune. Zice, aveam 5 copii. Dar nu mai țin minte, erau ori numai băieți, ori numai fete. Și-a trecut fratele Băleț, un proc și un blac cu fratele Ietuda, un om folosit de Domnul la vindecări. Și trecând prin casa lor, a fost un cuvânt de prorocie așa. Ascultă, femeie, Domnul va schimba felul binecuvântărilor din trupul tău. Adică dacă au vorba băieți, au început să aibă fete, dacă au vorba fete, au început să nască băieți. S-au născut până la 9. Erau din nou la un moment de rugăciune, și același proroc era în casa lor, i-au venit și ea cu treburi la bucătărie, au trecut pragul să prindă un moment de părtășie, prorocul proroșea cineva în partea cealaltă a camerei, se întoarce înapoi așa cu mâna și spune, ascultă femeie din casă, Domnul va mai binecuvânta pomul vieții tale și va mai rodi o dată, încă o dată și ultima dată. Și-a trecut cu prorocia la altul. Ia, mintiosul, o dată e 10, încă o dată 11 și ultima dată e 12. Și când în mintea ei a făcut socoteala asta, prorocul s-a întors din nou cu mâna și a zis, da, femeie, cum ai socotit așa, bă? Slavă Domnului! Nu-i asta o întărire pentru femeia aceea, că-și copilia nu a venit la întâmplare. Că Dumnezeu știa și Duhul Sfânt a făcut înștiințarea asta. Eu nu spun cu asta că e regulă, că Domnul spune la fiecare tânătie că-s copilul să aibă. Dumnezeu lucrează când într-un fel, cum frate, poate Domnul testa să vadă că tu ascult, nu spune. V-am dat un exemplu. Sunt alte și alte situații. Când Domnul vorbește, legat, să zic, de plecarea cuiva din țară sau de o perspectivă, de copii, peste ani, ce va fi, ce se va întâmpla, cum își va duce Domnul lucrarea de la îndeplinire. Păi, la noi, în Arad, este biserica care a trecut să merge spre Nădru, acolo, înconjurată de blocuri cu 10 etaje. Nu avem vecini, s-a făcut o stradă în 90 numai pentru asta. Acolo a fost fabrica, ceva electromodal. Și a fost un frate din străinătate, a dormit la o familie acolo, un bloc cu vecini, a ieșit pe balcon și a zis, uite Domnul, acum îmi spune că aici o să fie biserică. Acolo vezi tu fabrica, mă, desfaci biserica, acolo strângi fabrica, desfaci biserica. Da, și acolo s-a construit biserica. S-a remodelat clădirea, un spațiu de aproape 2000 de locuri, 6000 de metri pătrați. Că dacă Dumnezeu a zis, așa a fost, Dumnezeu a văzut dinainte. Și un ultim lucru care vă spun. Deci mângâietorul are să vă învețe, are să vă călăuzească, are să vă vestească lucrurile viitoare și încă ceva. Tot învățătura Domnului Iisus despre Duhul Sfânt, 14 cu 16, are să rămână cu voi în veac. Amin. Nu numai când ne învață, este tot timpul cu noi, am devenit temple a Duhului Sfânt, de aceea trebuie să umblăm frumos ca în timpul zilei. Acum e libertate. Dar dacă ne cheamă la anchetă, vine Duhul Sfânt și acolo cu noi? Ascultați ce-a spus Domnul Iisus și scrie în toate cele trei evanghelii sinoptice, eu vă citesc din Matei capitolul 10, la versetul 19, dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați ce veți avea de spus, că nu mergem singuri, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Asta știți când se mai întâmplă unde ori, așa la câte un interviu, când mergi să te angajezi, de exemplu, cineva vrea să te dea afară. Așa ca și Daniel, când i-o scos la interviu pe Daniel, Nebucadnezar și pe ceilalți, pentru că Duhul Sfânt e sperat acolo. La câte un examen, într-un moment critic. Ce să spui? Duhul Sfânt își optește ce să spui. Amin. Așa, tu știi dinainte ce să te întreb? Nu știi. Domnul știe. Și este alături de noi în astfel de moment. Poate vei ajunge în fața unor medici. Te va pune într-o situație critică. Ce să spui? Ce să faci? Dacă Domnul ți-a vorbit dinainte. Sau dacă nu, cel puțin în momentul acela te poate inspira. Tu dai răspuns potrivit, mărit să fie Domnul. Amin, amin. Și dacă nu e anchetă și nu e prigoană, cel puțin o cărți și ispite sunt, așa e? Vă citesc ceva din Petru, tot legat de faptul că rămâne cu noi, zice în 1 Petru, capitolul 4, versetul 14, dacă sunteți bajocoriți, fericiți de voi,
fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi, auzi. Când te critică și spun, a, tu ești pocăit, umble așa, știu eu, îmbrăcată sau să te jignească, tu nu ești ca ceilalți. Și tu dai un răspuns frumos sau reușești să taci, Duhul Sfânt e acolo și se bucură de felul în care vorbești, slăvit să fie Domnul. Îmi povestea o soră, de acum căsătorită, ziceam, stat fată până la 29 de ani. Și ziceau unele, tu n-ai cum să te măriți. Pe Facebook nu te-ai expus, la fel și fel de întâlniri cu tinerii nu te duci. Cine știe de tine? Tot atâta știi să mergi. La servici, la biserică și acasă. Și au zis, Domnul știe, eu ca fată aștept. Și într-o zi se duce un băiat din alt județ și pune Domnul pe inima la un slujitor, zice, la băiatul ăsta îi faci cunoștință cu fata aceea. Băiatul ca un tânăr serios se duce la ea și spune, eu am un plan să mă căsătoresc, te rogi. Te aștept să-mi dai răspuns. Ea se uită la el, zice, după cum văd, tu ești mai tânăr. Eu spun din capăt, dar n-am cum să ascund. Eu am 29 de ani. La care el zice, și eu am exact tot 29. Nu știi de noi asta. S-au căsătorit și spunea ea, am avut o tinerie, o feciorie frumoasă și acum am o căsnicie frumoasă. Aveau deja 4 copii, anul trecut a fost la ordinarea lui ca slujitor. Da. Pentru că în toată vremea Duhul Sfânt trebuie să fie cu noi acolo. Când te necăjește cineva, când întârzie Domnul să-ți vorbească, în toate împrejurările. Va fi cu noi până la sfârșit, până închidem ochii. Și lăsați-mă să mă adaug ceva. Știți care e ultima operație a Duhului Sfânt? La răpire sau la înviere să ne transforme. Da. Dacă am fost duhovnicești, o să scăpăm de trupul nostru firesc și vom primi tot un trup duhovnicesc, că am fost duhovnicești. Că așa se cuvine la un om duhovnicesc să primească trup duhovnicesc. Doamne, adu vremea aceea. Să mă iertați de cumva, v-am ținut prea mult. Dar astea am avut, m-a pus Domnul pe inimă să vă spun în această seară. Exact în forma asta n-am predicat niciodată. Asta a fost pentru dumneavoastră, așa a fost făcut aranjamentul. Și dea Domnul să vă rămână în minte. Hai să recapitulăm scurt ce am încheiat. Când vine Mângâietorul? Păi deja vine de la Rusalii încoace, poate să vină. Când vine? Când suntem spălați, iertați, într-un vas curat. Când se vede că vine, când ceva se vede și se aude, există o manifestare. De ce vine? Să slăbească pe Dumnezeu. Să vine cu lucrările lui Dumnezeu. Și ce lucrări face în viața noastră? Ne învață, ne călăuzește, ne vestește lucrurile viitoare și mai sunt și altele, v-am spus doar că rămâne cu noi în veac. Mărit să fie Domnul. Nu știu când mai venim pe la dumneavoastră, dar mie îmi place să spun că pe cei ce întâlnesc la adunare sunt șanse să dau din rai. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să fiți credincioși și duhovnicești. Să fii mai Domnul. Să-i aparținem cu întreaga ființă. Nu lăsați loc pentru lucrurile păcatului, pentru lume, pentru diavol, niciun strop. Ai Domnului să fim pe deplin și pentru vecile celor. Domnul să vă dea har și durare la vreme potrivită. Amin. Amin.